Bună seara, bun găsit la Fotbal Show. 1-1 între Universitatea Craiova și Farul Constanța și lupta la titlu e în acest moment mai încinsă ca niciodată, în condițiile în care mâine vom avea FCSB, CFR, iarăși o luptă care pe care. Cel puțin în acest moment avem Farul la mâna ei cu șanse la titlu și, bineînțeles, în acest moment avem și FCSB la mâna ei cu șanse la titlu, pentru că dacă va câștiga cu CFR Cluj mâine, ajunge la 46 de puncte, iar etapa următoare chiar avem care pe care între Farul și FCSB, în condițiile în care Farul, atenție, nu va avea alibec la dispoziție. Vom discuta despre acest 1-1, un 1-1 încins, un 1-1 cu două lovituri de la 11 metri, ambele îndelung comentate pe rețelele sociale, pe diferite publicații online. Vom vedea, vom revedea fazele și vom trage și noi concluzii. Important până la urmă este că avem Craiova, Farul 1-1 și vă spuneam, lupta și pentru titlu, dar trebuie să spunem că și pentru cupele europene, pentru locul 3, este una absolut extraordinară. Alături de mine Florin Răduciu, bună seara Florin, mulțumesc Alex, frumos pentru prezență. Viorel Moldovan, bună seara Vio, mulțumesc salut. Frumos pentru prezență. Florin, 1-1 ți-a ieșit ceea ce ai spus înainte, că tot spuneam noi că nu prea ne pricepem aici la pronosticuri, uite cât ai priceput. Da. A ieșit 1-1. Pe cine ajută, pe cine nu ajută, cum ți se pare toată desfășurarea asta? Pe cine ajută? Ajută, bineînțeles, pe Hagi, echipa lui Hagi, pentru că, evident, rămân în 10 oameni mai mult de o repriză, pentru că s-a jucat repriza a doua 52 de minute. Îl ajută pe Hagi pentru că, repet, a fost un asediu în repriza a doua, am văzut cu toții din cauza acestei, să zic, în cazul lui Ali Beg, această imprudență, acest episod care nu trebuie să se întâmple la mare campion, după părerea mea, o ajută pe el, să zic așa, reușește să smulgă un punct foarte prețios și, cum ai spus tu, într-adevăr, depind foarte mult de ei. Acum, numai ei pot pierde acest titlu. Ei bine, echipa Craiovei, care e incapabilă în repriza a doua să creeze mai multe ocazii de gol, mă așteptam la mai multe goluri. Eu chiar nu am vrut să ghicesc acest rezultat, dar iată că până la urmă s-a terminat 1-1. Da, deci o echipă a Craiovei care, repet, cred că și suporterii s-așteptau mult mai mult. Echipa lui Hagi a făcut ce a putut, a fost într-adevăr un asediu total în repriza a doua, au reușit să n-au contat practic în atac. Dar, repet, Craiova m-a dezamăgit din punct de vedere al faptului că nu au găsit soluții în atac. Pur și simplu, destul de previzibil, lenți. Eu, cu cât te apropii mai mult de poartă, cu atât mingea trebuie să circule mai repede decât omul. Dezamăgitor din punctul de vedere, repet. Este un rezultat extrem de prețios pentru Hagi și se apropie cu mari pași către câștigarea titlului, după părerea mea. Îl ascultăm pe unul dintre jucătorii Farului, pe Artean. Am și marcat, pot spune că eram la conducerea jocului și după aia totul s-a schimbat, vă dați seama, cu acea eliminare. Am știut să suferim, sunt echipe care suferă 11-11, cum am suferit noi astăzi 10 contra 11 contra Craiovei și ne bucurăm că măcar am luat un punct și cred că o să conteze și punctul acesta. Acum mergem acasă, ne așteaptă meciul cu Steaua, care poate fi decisiv în urmă pentru titlu. Îți vine să crezi totuși că Denis Ali Beg a putut să ia acel roșu, un jucător care a ajuns la o oarecare experiență, maturitate, el într-adevăr și a cerut scuze față de voi mai devreme. Se întâmplă și la jucători poate mai mari decât Denis Ali Beg. Denis Ali Beg ne-a tras după el sezonul acesta, noi suntem foarte mândri de el, avem nevoie de el tot timpul. Ne pare rău că nu va juca aceste două meciuri, dar cum am spus, ne-a ajutat foarte mult sezonul ăsta. Gândiți-vă că a venit cu experiența lui, cu calitatea lui, să spun așa, pe lângă cei tineri și cred că și acest lucru a contat în evoluțiile celor tineri. Ne-a ajutat foarte mult, încă o dată spun, ne pare rău că nu va fi aceste două meciuri pe final și sperăm să-l facem fericit. Două penaltiuri în urma analizei VAR, cum ați privit voi lovitura aceea dictată pentru Craiova? Dacă s-a analizat la VAR, vă dați seama că nu avem ce comenta, pentru că acolo se vede clar că e penalti sau nu e penalti. Am luat deciziile ca atare și ne pare rău că am făcut noi penalti și n-am mai reușit să știu. Un punct azi, cât poate conta acest punct în economia situației din clasament? Urmează meciul cu FCSB, meci mai mult decât important. Da, putem spune că dacă câștigăm cu Steaua, cu FCSB suntem campioni.
jucăm cu titlul pe masă. Fiecare punct contează în play-off, important este să nu pierzi și vom vedea la sfârșit dacă cât de mult contează acest punct. A jucat și voi cu CFR, le știți forța, credeți că pot pune probleme și ei mâine seara? Cel mai important e că depindem doar de noi. Mister ne-a transmis asta de la început, să încercăm să facem acest lucru, să depindem doar de noi și asta e cel mai important, nu ne interesează ce fac alte echipe. A Ioanii, ce spui de el? Astăzi a fost fantastic, da. În afară de penalti. Chiar vorbeam cu el înainte de meci, pentru că sunt puține meciuri în care are atâtea intervenții. De obicei apărarea își face foarte bine treaba și are puține intervenții pe meci. Acum a ieșit omul meciului și ne-a ajutat foarte, foarte mult. Astăzi e un portar de mare calitate. Așteptați să aibă aceleași intervenții și în meciul cu FCSB și să mai revină și colegii care au probleme medicale? Da, cu siguranță suntem... probabil am sferit puțin din cauza aceasta, pentru că erau jucători care au jucat mai multe meciuri. De cei care au intrat astăzi, eu spun că au făcut-o foarte bine, chiar dacă n-au avut meciuri multe în picioare. Și vom vedea la meciul cu FCSB ce se va întâmpla. În multe partide ați arătat forță în acest sezon, totuși spune-ne, de ce aceste probleme în meciurile din deplasare, mai ales acum, în play-off? Nu știu să vă spun sincer, și Mister ne-a transmis lucrul acesta și noi suntem conștienți că nu jucăm afară ca și acasă. Nu știu, chiar nu pot să vă dau răspuns la această întrebare. Mulțumim. Cu drag. Da, l-am ascultat pe Artean. Vio, care sunt concluziile după o astfel de partidă? Artean are dreptate. Practic, ei în continuare sunt la o singură victorie de câștigarea campionatului. Bat pe FCSB în meci direct și... Ținând cont de contextul în care Faro a obținut acest punct, jucând în inferioritate numerică mai bine de o repriză, la acea eliminare a lui Alibek nejustificată din punctul meu de vedere. Da, sunt încă clar în cărți și depind numai și numai de ei. Din punct de vedere al jocului, un început bun a Farului, cu Alibek în mare vervă, care și obține acolo un penalti ratat tot de el. De asta cred că și frustrarea a venit în urma acestui penalti ratat pentru Alibek. El după aceea participă și oferă pasa de gol lui Mateus, din care Farul deschide scorul. Așa, de partea cealaltă, Craiova, inexplicabil jocul, modest, prestat, mai ales în prima repriză. Parcă erau ei, cei de la Craiova, jucau cu titlul pe masă și erau copleșiți de emoțiile câștigării campionatului. Nu am înțeles reținerea Craiovei, nimic nu le-a reușit, dar nici nu au întreprins suficient de mult pentru a pune în dificultate apărarea celor de la Faro. Ascultăm pe Cică Hagi. Un punct. Felicit echipa pentru tot ce, cum au muncit, cum au alergat, ce au făcut pe teren. Am arătat că știm să facem și lucrul ăsta, știm să suferim. Bravo lor și felicit atât. Denis Alibek ratează penalti, apoi face faza golului, practic el face faza golului, iar apoi cartonaș roșu. Cum ați apreciat tot ce s-a întâmplat cu el în această seară? Cum am zis acum în vestiar, el ne-a ajutat să ajungem aici. Noi trebuie să-l ajutăm să o facem noi, etapa viitoare, și să o facem noi, atât. Supărat totuși un pic că poate ar fi putut gestiona altfel? Ați jucat și dumneavoastră și probabil știți cum se trăiește un asemenea. Să fim supărați de ce? Că suntem pe primul loc. Am făcut egal într-un meci cu o echipă e foarte bună, cu un lot extraordinar. De ce să fim supărați? Că am muncit și că am arătat că trebuie știm să și luptăm. Contra și minus și un om, care nu e ușor să joci cu un om în minus. Deci n-am de ce, nu. Nu, sunt fericit pentru că băieții au muncit foarte mult, i-am felicitat, bravo lor, și așteaptă încă două etape și vom vedea. Cât au contat absențele, cât veți reuși să, câți dintre jucătorii veți reuși să-i recuperați? Eu sunt la cald acum și mă întrebați de absențe și de toate. Nu știu, n-au contat nimic, absolut nimic. Absolut nimic. Am condus, cât am fost 11 la 11, am avut oportunitate să jucăm cum am jucat înainte. Am pasat, am jucat, scuzați-mă, în restul, după aia când am fost un om în minus și aia n-am ce să discut. Primul rând sunt la cald și n-am ce să
văd, trebuie să ne concentrăm. Totuși e un punct care vă menține acolo, indiferent de rezultatul de mâine. Te rog frumos, eu nu pot să fiu supărat, sunt pe primul loc. Așa că sunt fericit, nu sunt supărat. Sunteți voi supărați sau alții poate? Sunt supărat că am făcut egal în deplasare. Poate, eu știu, sau că puteam să câștigăm sau trebuia să câștigăm. Asta e. În rest, știu că am întâlnit o echipă foarte bună care a avut 100 de ocazii, dar le-a avut când în om minus și penaltii care, când mă pricep eu, nu cred că a fost. La Bolii. La Craiova, penaltii lui Craiova. Nu cred că a fost. N-a avut contact din nici intensitate, nimic. A atins mingea și a căzut. Și s-a dat penalti. Așa cred eu. Poate dacă greșesc, îmi pare rău, dar asta e. Mergem înainte. Nu contează că Craiova a avut multe ocazii. Puteau să dea goluri din altele. Dar cred că, na. E totuși arbitru numărul 1 în cabina VAR. Mă gândesc că nu l-ar fi chemat degeaba pe central, la monitor. Când dați voie și am jucat fotbal și pot să-mi zic impresia mea? Că am văzut că în România toată lumea vorbește. Și zic, nu vorbesc, țipă. Unii se lasă. Și atunci ce facem? Și noi cum? Ăsta e penalti? Dacă ăsta e penalti, ok. Atunci poate orice să fie penalti. A Ioani azi, o evoluție fantastică, cum ați văzut-o dumneavoastră, extraordinar în port azi, a Ioani. Dura din bară în bară, practic. Când am ieșit în 2017 campion, portarul a avut o contribuție foarte mare. Sperăm că a Ioane ne ajută, meciul ăsta ne ajută foarte tare și sperăm că o să-i dedicăm titlul lui, iar o să avem un portar foarte bun, care nimeni nu vorbește de România de el. El, la echipa campioană, are evoluții foarte bune, dar nu-i portar talentat, nu are nimic. Văd că nu e nici în primii 3, în primii 4 portari din țară. Și joacă la echipa campioană și e foarte bun și joacă și cu piciorul și cu toate, dar nu e bun, că e la far, ce să facem. Sunt alții mai buni. Săptămâna viitoare se decide titlul, se joacă cu titlul pe masă, meciul cu FCSB? Păi vă las pe voi să judecați, să vorbiți. Eu știu că trebuie să pregătesc, că e o săptămână importantă. Pregătim meciul așa cum pregătim toate, sunt 3 puncte importante și sperăm să le luăm, să vină victoria la Constanța și cred că o să vină. Mai recuperați din jucătorii pe care i-ați avut absență acum? L-am văzut și pe Nedel, cu avea probleme la genunchi. N-am cum să vorbesc în momentul de față ce va fi. E clar că, cum ne-am spus în vestiar, așa e când ești acolo sus, ultimele meciuri, există presiune, există tensiune, există de toate, sunt meciuri frumoase, meciuri care plac suporterului, place, e bine că sunt aceste meciuri, chiar dacă unul mai poate să zică ceva, s-au supărat după meci, dar important că suporterii au văzut un meci foarte bun. Meci, două echipe, așa cum s-a jucat, dar un meci cu intensitate, cu ritm, cu ocazii multe, cu jucători valoroși. Da. E, de multe ori, n-ați vrut să comentați, totuși va conta în economia finală rezultatul meciului FCSB-CFR. Cum vedeți această partidă? Nu mă interesează. CFR-ul? Nu mă interesează. Nu mă interesează, pur și simplu. De ce să mă întreb, că nu ies pe primul loc și... Poate conta în economia finală. Nu mă interesează. Mă interesează să câștig la Constanța. Asta e interesul nostru, să câștigăm meciul mortal la Constanța. Mulțumim tare mult. Bine, seară bună, numai bine. Da, l-am ascultat pe Gică Hagi, un discurs echilibrat în anumite momente, pentru că până la urmă nu vrea să se expună sau să-și expună foarte tare echipa și e cumva de înțeles, dar a vorbit inclusiv despre fazele de penalti. Și aș vrea să vedem cele două faze, tragem o concluzie aici împreună, nu avem expert în arbitraj, dar mă gândesc că Florin, eu, ați fost în careu, ați avut astfel de contacte. Aceasta este faza despre care Gică Hagi a spus că a văzut și el multe penaltiuri, dar aici nu este penalti. Deci, jucătorul de la Craiova dă în minge, jucătorul de la Farul dă în picior și aș vrea să vă aduceți aminte, aș vrea să ne aducem aminte împreună de faza de la Farul Craiova. Farul Craiova cu 11 metri dat pentru Farul, mingea aflată încă în suprafața la Mazilu. Aduceți-vă aminte de faza respectivă, este o fază fix la fel.
ce putem să zicem, Alex? Aici este penalti. Îl contrazicem pe Gică, pentru că este penalti. L-a văzut diferit. Bine, l-a văd penalti. Deci Colici ajunge la minge înaintea lui Boli, atinge mingea, după care Boli intră cu piciorul, în piciorul drept al lui Colici. E foarte simplă fază, necomplicată. Nu trebuie să fim experți. Un atac întârziat. Imprudent, întârziat. Și are dreptate Alex. Exact aceeași fază a fost la Mazilu, Craiu, la Constanța, Faru. Da, este fix la fel. Și s-a atunci au existat aceleași comentarii că de ce se dă după ce jucătorul a dat în minge și mingea s-a dus mai departe. Bun, deci aici s-a dat lovitură de 11 metri. Corect. Atât când ne pricepem și noi. Atât când ne pricepem. Corect. Aceasta este faza din tur. Deci, Mazilu, da? Contact, cred că era fundașul stânga de la Craiova la momentul respectiv. Da. Aceea situație, vede mai... Mazilu dă minge, jucătorul Craiovei... Exact. Deasupra și îl pișcă pe Mazilu. Deci, practic, este o fază trasă la Indigo. Da, așa este. Da. Bun. Același atac întârziat. Exact, același atac întârziat, corect. Jucătorul de la Farul dă în minge, jucătorul de la Craiova, în dong, cred că este, da, exact. Dă în piciorul lui Mazilu, se dă lovitură de la 11 metri. Bun, și haideți să revenim. Cumva nu mai trebuie să tragem noi foarte multe concluzii după ce vedem practic aceeași fază și de o parte și de alta. Și să vedem această fază, aici n-a vorbit Gică Hagi despre penaltiul obținut de Alibec. E șmecher Alibec că știe să-și lase piciorul. Nu că știe să-și lase. Eu nu înțeleg la experiența lui Mitrea da. Această intervenție, pentru că Alibec se duce undeva într-o zonă laterală, e cu spatele la poartă, undeva izolat acolo, tu poți să-l tatonezi, să stai în spatele lui, dar el se interpune pe direcția de alergare asta a lui Alibec. Este. Dar nu ți se pare că și Alibec e îndeajuns de viclean încât își duce piciorul stâng ușor spre gapă? La experiența lui Alibec, normal că orice minim contact în careu, îl speculez. Și eu aș fi făcut la fel, dar nu și avea rostul această agresivitate în acest moment pe Alibec, fiind cu spatele la joc, mingea deci acoperită. Ți se pare penalti? Da. Florin. Da, acum văzând mai bine, prea ușor, da, dar oricum, da, este penalti, destul de ușor. E acea gambă stânga, nu? Da, piciorul stânga lui Mitrea, stânga, pardon, este acolo. Jenează piciorul stânga lui Alibec. Sincer, prea ușor. Ok, prea ușor, dar se consultă varul, se acordă penalti. Da. Vă întrerup, ascultăm pe Ivan, revenim. Mi-am asumat. A fost o întâmplare ce s-a întâmplat la meciul cu FCSB. Am spus că nu pot să-mi explic acea execuție, dar în seara asta eu am vrut să bat penalti și tot ce o să bat de acum încolo. Câte nopți n-ai dormit după penaltiul ăla? Sincer, cât te-ai gândit la el? Foarte mult timp. Cred că 3-4 zile, seara de seara, mă gândeam. Ai avut și în seara asta ceva emoții în momentul în care aveai mingea, ți-așezai mingea, te gândeai așa, poate, nu știu, prin minte ți-a trecut un gând? Nu, nu m-am gândit, doar că o să-mi scriu. Cum e pentru voi? Din nou, multe ocazii, foarte multe ocazii. Nu intră. Da, parcă a fost un zid în poartă astăzi. Am avut 33 de ocazii. Cei de la Faro au avut 3 și au scris în gol. Dar, am spus, nu suntem concentrați în fața porții și asta s-a văzut și pe teren. Un meci încins cu un roșu, cum s-a trăit acolo meciul? Cum a fost pentru voi? Cum ați simțit bătălia asta? După ce au luat roșu, cei de la Faro ne-a fost foarte ușor. S-a și văzut la televizor, cred. Sincer să vă spun, trebuia să câștigăm în această seară. Ne trebuiau cele 3 puncte să urcăm pe locul 3, dar nu a fost să fie. O echipă a Craiovei ce se pregătește cumva pentru sezonul viitor, pentru că mă uitam mulți tineri în echipă, schimbată Craiova în acest an, în această a doua parte, nu știu, așa simți că pregătiți deja sezonul viitor? Da, nu încă nu avem ce face momentan, doar să ne luptăm pentru locul 3 și vom vedea ce va fi din sezonul viitor. Cum vezi tu lupta asta pentru locul 3 și pentru Europa? Va fi o luptă foarte grea, da, și cei de la CFR-ul au 2 meciuri foarte grele cu cei de la FCSB și Faro.
V-am spus, sperăm să terminăm noi pe 3 și să mergem în conferență. Ar fi un eșec total pentru voi să nu mergeți în cupele europene? Eu așa cred, pentru că suporterii noștri merită să jucăm în Conference League, să fim acolo și să ne mulțumim pentru că îi dezamăgim de la meci la meci. Îți mulțumim tare, mă. Seara frumoasă. Da, suntem din nou în direct. Mai avem aproximativ un sfert de oră și aș vrea să ne grăbim așa, să trecem prin mai multe elemente, mai multe subiecte. Aș vrea să vedem eliminarea lui Denis Alibek. Denis Alibek care, atenție, nu va juca nici cu FCSB, nici cu CFR. A fost întrebat și Gică Hagi ceva mai devreme. Dar în afara eliminării aș vrea să vă uitați la Alibek. Deci Alibek, dacă exista situația ca Andrei Chivulete să se ducă la VAR, să vadă dacă a fost sau n-a fost o greșeală din partea lui, Alibek se duce și uitați-vă ce-i face lui Chivulete. Bun, ești nervos. Bun, ești supărat că iei cartonașul roșu și știi că nu vei juca. Dar te duci să-l împingi pe arbitru? Da, într-adevăr. E o decizie corectă. Dar nu, dar l-a și călcat, dacă nu greșesc. Din această frustrare, cum a zis Vio, într-adevăr, clar, nu, la cel penalti îi se trage, bun. El a avut atitudine, intenție de a fi agresiv, să zicem, agresivitate pozitivă, dar aici un pic exagerează. Bun, văd că a ieșit cu anumite declarații, s-a spășit așa, cum că ar da cu piciorul de fiecare dată. Eu, dar repet, te duci să faci treaba. După ce faci gestul ăsta, te mai duci și la arbitru? În momentele importante, de fiecare dată vergi pulciorul cu apă. Nu, dar te duci și la arbitru după ce faci treaba asta? Reacție destul de necontrolată, nejustificată acolo. Da, nu poți să ai o asemenea reacție. Totuși, ai făcut un fault. Bun, i-a spus că i-a alunecat. Hai să-l și ascultăm. A vorbit un pic mai devreme. Vio, hai să-l ascultăm pe Denis Alibek și revenim. Bună seara, Denis. O remiză pentru voi în această seară, o remiză așa încinsă și aș începe cu faza acelui cartonaș roșu. Ce s-a întâmplat acolo? Da, în primul rând îmi cer scuze suporterilor, îmi cer scuze colegilor, staffului. Am vrut să-l împing, să fac fault și transpirația mi-a alunecat cotul în capul lui și aia a fost, l-am lovit și cartonaș roșu. Fără, deci pui și tu că a fost roșu fără... Da, am vrut să-l împing, nu am vrut să-l lovesc, dar după cum se vede pe reluare, e clar cartonaș. Denis, nu mai poți juca în acest campionat. Cum e pentru tine senzația asta? Ce să zic, nu, chiar nu am cuvinte, nu știu. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul și... Dar asta e, am încredere în colegii mei și cu siguranță vom fi campioni. Ați fost și provocați? Ați simțit așa că cei de la Craiova vin și cu mai multă agresivitate? Nu, chiar deloc. Nu, ei n-au nicio vină. Poate și pentru că am ratat penaltiul, nu știu, am fost un pic mai nervos așa, dar chiar nu am vrut să lovesc. După ce am văzut că am luat roșu, chiar nu mi-am dat seama. Adică nu m-am gândit că l-am lovit chiar așa rău. La un moment dat așa în tensiunea meciului și nu-ți mai dai seama? Da, chiar n-a fost cu intenție. Cum a fost la penalti al treilea ratat de tine? Am văzut că apoi ți-ai răscumpărat cumva greșeala, ai făcut practic faza golului. Da, am vrut să dau iar tare pe mijloc și i-am dat în picior. Asta e mai puțin important, important e că nu am luat cele 3 puncte. E o remiză pentru voi, continuă lupta aceasta pentru titlu, cum vedeți voi, că vor decurge lucrurile? V-am spus, am încredere în colegii mei, îmi pare rău că nu o să pot să fiu alături de ei, dar voi fi cu sufletul și sper să-mi spele păcatul acesta. Ai încredere și în CFR mâine seară că îi poate încurca pe cei de la FCSB? Da, normal, este o echipă bună și sper să facă un rezultat mare. Cum te aștepți să facă față presiunii colegii tăi? Urmează apoi meciul cu FCSB, poate fi decisiv? Da, cu siguranță este decisiv.
dar suntem puternici, suntem o familie și vom fi cu toți împreună până la final. Hagi, ți-a spus ceva? Deocamdată nu. Mi-a spus că nu e nimic, dar vă dați seama că sunt foarte trist și foarte supărat că i-am făcut una ca asta. Îți mulțumim tare mult. Da, l-am ascultat pe Denis Alibec. Denis Alibec. Da, un pic cam multă adrenalină din partea lui. Păcat, lasă echipa în inferioritate numerică într-un meci foarte important. Păcat că ultimele două jocuri nu le poate disputa. Deja au anumite pierderi de efectiv cei de la Faru, plus Alibec, care pentru mine a fost un element esențial în parcursul bun al echipei în perspectiva câștigării acestui campionat. Care e pierderea mai mare în seara asta? Cele două puncte pierdute sau Denis Alibec pentru finalul de sezon? Eu cred că Denis Alibec. Denis Alibec este o pierdere foarte importantă. El, mi-a plăcut atitudinea lui încă din debutul jocului. A venit și a intrat decis pe teren. Face și faza frumoasă la gol. Da, scoate acel penalti, execută, din păcate, slab penaltiul. Și faza golului îl afectează acest lucru, faza la golul marcat de către Mateus îi aparține în totalitate, insistă pe acel pressing la Vlădoiu. Aici putem vedea această minge jucată cumva între Vlădoiu și Mitrea, se duce în pressing, are prin planul Vlădoiu. O câștigă Alibec, îl triblează pe Mitre acolo, vine în careu și pasează în fața porții pentru Mateuș. Bravo lui! Îmi pare rău pentru el. Sincer, mie îmi pare rău, dar dacă s-ar tempera puțin în astfel de momente importante pentru echipa lui, și vorbim de un jucător care are o anumită experiență, deci ai așteptări mai mari de la, ei, de la el plus capitanul echipei. Da, Florin. Da. Este un punct câștigat de Faro. Bun, absolut. Stai mai puțin. Hai să-l ascultăm pe Eugen Neagoe și revenim. Bună seara, remiză pentru echipa dumneavoastră și continuați această luptă pentru locul de 3. Care ar fi concluziile după bătălia asta? Bună seara. Păi simple. Același scenariu care a fost și la partida contra FCSB-ului și la partida de acasă contra CFR-ului. Ocazii mari și la CFR etapa trecută. Cred că ultimele trei jocuri meritam să le câștigăm, sincer. Dar fotbalul este nedrept și pentru noi a fost, sincer, nu doar un meci, este al treilea meci la rând când ne dominăm adversarul, când ne creăm ocazii multe de a marca și nu putem să marcăm, abia am reușit să marcăm un gol din penalti. Împotriva echipei după primul loc, după o echipă valoroasă, cu jucători foarte buni, l-am felicitat pe Gică, pe Hagi, pentru munca pe care o face, merită felicitări, dar sincer, în această seară am dominat de la un capăt la altul, chiar și în prima repriză, când eram 11 contra 11. Acel gol stupid, sincer, nici nu pot să-l descriu, greșeala noastră, ne-o asumăm. Dar trebuia să întoarcem jocul, pentru că băieții au avut o atitudine foarte bună, ne-am creat multe ocazii de a marca. Iarăși portarul probabil va fi omul meciului, nu știu, da, da. Dar a fost. Da. Da. Am făcut portarii echipelor adverse merită tot să fie la echipa națională. Scufet nu este român, este străin, dar ceilalți trebuie să meargă la echipa națională. Și Târnovanu, și Moldovan, acum și Ioani, sunt portari foarte, foarte valoroși. I-am făcut sincer mari și... Și mai valoroși, că sunt deja valoroși. Da. Nu, dar chiar nici de glumă nu mai merg de acum. Să domin echipa după primul loc de maniera asta și să nu reușesc să câștigi jocul, sunt dezamăgit de rezultat. Bun, explicați-ne un pic totuși, că problema e clar în atac. Ajungeți acolo intervine calitatea jucătorilor. Explicați-ne un pic la antrenamente, nu știu, jocul intră mingea asta, pentru că pare deja, cum spuneați dumneavoastră, e un deja vu la fiecare meci să ratezi. Da, foarte bine și îmbucurător și sunt mulțumit de atitudinea lor, de
sincer, inclusiv Marcoviș, care era la un moment dat criticat pentru că nu aleargă, pentru că nu se bate. Nu, a alergat și l-ați văzut încă din primul minut. Face pressing, aleargă. Băieții și-au schimbat, cel puțin de când lucrăm împreună, au un comportament sincer foarte, foarte corect. L-am ascultat pe Eugen Agoie. Florin, te-am întrerupt înainte de acest interviu. Cum ți se par concluziile lui Agoie? Da, din nou vorbim de o ineficiență în atac. Ei, într-adevăr, joacă și 50-50 de minute cu un om în plus. Eu cred că el a făcut un pic de confuzie aici. E adevărat, a introdus mai mulți atacanți, dar pur și simplu nu a avut, deci acțiunile colective și nu numai cele individuale, din păcate, dar mai ales acțiunile colective nu au dus la nu am văzut o acțiune colectivă dusă cu o logică, adică o acțiune de gol colectivă să ducă elaborată să ducă să să ne uităm cu adevărat la niște faze de gol create de Craiova. Nu reușește. Și după care e adevărat, calitatea individuală a jucătorilor, mă refer și la Bayram. Bayram trebuie să facă mai mult. Este foarte slab. Sunt foarte slabe, au fost. Puțină răutate, puțină determinare. Am avut adevărat niște ocazii. N-au nerv, cel puțin în prima repriză. N-au avut nerv. Nu știu, totul era stereotip, confuz, fără idei. La mijlocul terenului, acolo, mi se pare mie că suferă Craiova destul de mult, pentru că nu au jucători de creație, nu au jucători care să aducă mingea în față și să-i pună în evidență pe acești atacanți. Deci ei tot așteaptă de la fiecare atacant individual, că este Ivan, că este Marcovici, că este Bayram, că este Câmpal, să inventeze, să facă câte ceva, dar uite că de multe ori nu pot și plus că îi mai blochează și adversarul. Adversarul și-a măsuri și automat jocul tău intră într-un blocaj și nu ești de acolo, nu mai ești. Ceea ce s-a întâmplat și astăzi, da, au avut situații și au creat și au fost jocuri. Într-adevăr, când au avut foarte multe ocazii, dacă nu înscrie, atunci e o problemă la nivel individual, la nivel de calitate, acolo în fața porții. Acolo n-ai ce să mai faci. Bun, aș vrea să mai vedem o dată clasamentul, așa cum arată în acest moment, pentru că, practic, pentru Craiova și pentru Farul au mai rămas două etape de disputat, pentru FCSB și pentru CFR, celelalte două echipe care se luptă fie pentru cupe europene, fie pentru titlu, au mai rămas câte 3 meciuri. Cele două se vor întâlni mâine. Întrebarea este ce face această partidă, ce face acest rezultat pentru meciul de mâine, Florin? Dacă CFR câștigă mâine, se duce la 42 și încă și ea speră, la câștigarea campionatului. Da, e adevărat. Să fac calcule. Mai sunt 6 puncte în joc. Repet, pentru mine Farul are mari șanse să câștige acest titlu. Îl și merită. Mâine, cred, dacă nu... Nu, mâine și un meci de egal ar fi foarte util Farului. Deci, da, vom vedea mâine ce se va întâmpla. Dar, repet, am spus o atâtea ori, ora mea Farul merită să câștige acest campionat. S-a complicat, într-adevăr, astăzi. Cu această... Da, a ieșit bine. Dar, repet, mâine eu cred că în mare... Nu știu, ceva îmi spune că mâine vom ști deja... Nu zic că campion, dar în mare se va ști că... Cred eu că Farul va fi campioană. Eu cred că va fi un rezultat pozitiv pentru Farul ca peste o săptămână să câștige campionatul ei. Deci ei joacă cu FCSB, au și acolo... Vom vedea mâine, repet, stai să vedem mâine. E foarte important. Și ce fel, mâine. Da. Nu știu dacă vor ajunge ei să mai emită pretenții la câștigarea campionatului, dar locul 3 e foarte important pentru ei să prindă acest loc care le dă posibilitatea să joace în cupele europene. Nu uităm că CFR Cluj are cel mai bun coeficient din toate aceste echipe care vor sau care se bat pentru cupele europene. Deci ar fi păcat să nu fie CFR angrenat în cupele europene. Da, e de văzut ce se va întâmpla din acest punct de vedere. Cert este că meciul de mâine va fi unul așa cum își dorește toată lumea. Hai să nu spunem cu cuțitele pe masă, chiar dacă a trecut ora. Am trecut de ora 12, dar va fi unul foarte, foarte încins în condițiile în care s-au vândut și foarte, foarte multe
bilete și cred că după acest rezultat al Farului, mâine, da, din fericire pentru cei de la FCSB, vor vinde și mai multe bilete pentru că acum lumea speră și mai tare. Da. Bun, mulțumesc mult, domnilor, pentru Alex. Prezență, atât pentru Alex. Moment. Noapte bună vă doresc, ne revedem mâine înaintea partidei dintre FCSB și CFR. Numai bine!